Avem la telefon și pe liderul galeriei rapidiste, pe domnul Liviu Ungurean. Te salut, Liviu. Vă salut, vă doresc și pe invitație dumneavoastră. Liviu Răschit, Alin Buzărin și Bănel Nicoliță sunt aici în studio cu mine la Fanatic Superliga. Am văzut o știre pe Yam Sport. Le-ai confirmat colegilor noștri la Yam Sport că meciul Rapid FCSB din ultima etapă se va juca pe Arena Națională. Te-aș întreba de ce ați ajuns la această decizie. De ce ați luat această decizie? Pentru că inițial decizia a fost luată ca să mergem pe Arena Națională să bucurăm toți suporterii fotbalului românesc. Dar din păcate am înțeles că nu s-au înțeles conducătorii între ei, pentru că cei de la FCSB nu au dorit să semneze actul de reciprocitate. Și în acest context, înțelegerea a căzut. Adică se va juca pe Giulești? Da, deci meciul se va juca în Giulești. Am înțeles. Că toată lumea spunea de Arena Națională și era chiar... Așa ne-a zis și mie. Deci n-au vrut cei de la FCSB să semneze actul de reciprocitate, spui tu, nu? Exact, exact. Le-am oferit toată peluza de jos până sus, fără zonele adiacente tampon, și din păcate ei nu au vrut să semneze reciprocitate. De jos până sus, asta însemnând cât? Vreo 13.000 de locuri, ceva de genul, nu? Cred că 9.000. Cam atât. Da, că tampon este. Da, că mai... Dar până la urmă te-aș întreba, e un avantaj din punct de vedere sportiv pentru voi că jucați pe Giulești, acum că cei de la FCSB nu au fost de acord, sau era un stadion, Arena Națională, care bucura fotbalul, ce spui și tu și spectatorii? Păi noi în contextul ăsta am luat decizia. Noi am spus că vrem să se bucure absolut toți suporterii, să nu îngrădim drepturile suporterilor și să le deschidem porțile să vină cu toții la meci, la stadion. Reciprocitatea avea legătură cu meciul din play-off? Da, următorul meci. Următorul meci care se juca pe Arena Națională din play-off trebuia să ne dea și o peluză. Uh-huh. Meciul care l-aveați cu FCSB gaz din play-off. Vor mai fi două, teoretic. Da, da, da. Bine, acum și economic. Rapidul pierde jucând în Giulești, după părerea mea. Dar câștigă sportiv. Câștigă sportiv, dar acolo erau 50.000, 48-49.000 de oameni Rapid FCSB pe 9 martie. Deci era casă închisă. Aici sunt 14.000. Dar cine de la FCSB n-au vrut? Suporterii sau conducerea clubului? Conducerea, pentru că nu organizăm suporterii. Pentru că, scuze-mă. De ce? Conducătorii au discutat între ei și am înțeles că cei de la FCSB nu au fost de acord să semneze reciprocitate. Deci conducătorii. De teamă oare? Sau? Nu vreau să comentez. Te-ai fi așteptat să refuze FCSB-ul? Niciodată. Deci e o surpriză și pentru tine că nu se joacă pe arenă. Adică FCSB preferă să vină în Giulești, unde probabil că vor fi cât? 500? Asta este ideea. Câte bilete vor avea, Liviu, pe Giulești cei de la FCSB? Conform legii, cred că 560 sau 600. Față de 9.000? Păi da. Da, cei 5% acolo, regulamentari. La corner, da. Păi și Gigi Mustață nu are niciun cuvânt de spus? Nu vorbim cu Gigi Mustață, pentru că noi nu organizăm noi meciurile. Meciurile sunt organizate de către conducătorii cluburilor. A discutat conducerea voastră cu conducerea cel la FCSB. Exact, exact. Voi le-ați propus lui Daniel Nicolae și oamenilor din conducere, vrem să jucăm pe arenă, luați și acceptul FCSB-ului și n-au venit. A fost o discuție de nivel, cum să vă spun eu, a fost o discuție ca într-o familie în care am discutat cu toții și am luat decizia cea mai bună pentru suporterii fotbalului românesc. Nu a fost o decizie ca să mergem ca așa am vrut eu sau așa a vrut Daniel Nicolae. Decizia am luat-o împreună, să ieșim din Giulești. Pentru că nu este normal noi când mergem să jucăm cu FCSB-ul să primim 2.800 de bilete spus la Cucurigu. Noi am venit cu o mentalitate sănătoasă, o mentalitate în care ne arătăm deschiși tuturor suporterilor de România și vrem ca fiecare meci pe Arena Națională să fie un adevărat spectacol. Și de păcate conducătorii de la FCSB nu au fost de acord. Da. Da, o să vedem Rapid cu FCSB ultimul meci din sezonul regulat pe Giulești.
Apropo de play-off și de dubla aceasta Rapid cu FCSB din play-off, o să vă gândiți sau nu se mai pune problema ca meciul vostru de acasă să jucați pe arenă sau nu vă să mai propune acest lucru celor de la FCSB? Păi nu o să mai propunem acest lucru pentru că noi, spre deosebire de mulți adversari de-ai noștri din fotbal românesc, noi avem casa noastră și de acum încolo vom juca doar în Giulești. Liviule, dar știi că s-ar putea ca meciul ăla, dacă Rapidul termină pe locul 2, sau să fie meciul ultima etapă, deci ăla s-ar putea să decide titlul, meciul Rapid-FCSB. Deci dacă Rapidul termină sezonul regulat, două condiții sunt, să termină Rapidul sezonul regulat pe locul 2, și să mai aibă șanse, nu? Și să existe șanse la... Exact, că dacă are 5 puncte FCSB un retur și e meciul ăsta, e ca la de anul trecut, 5-1, ultima etapă fără sens. Deci oricum e clar din ce spune Liviu că în play-off nu o să mai cere să jucați cu FCSB-ul pe arenă. Nu mai contează despre ce meci e vorba. Dacă e de titlu sau nu. Nu? Păi jucăm când avem chef. Păi dacă noi am propus de acum să mergem și să jucăm și toți suporterii fotbalului românesc să se bucure de fotbal, cum mă refuz și după aia vrei să vin când vrei tu să joc pe Național Arena? Da, corect. Da, e corect ce spune el. Adică, acum nu, atunci da. Cum vine asta? Păi, nu, cum vine asta? Păi... Așa e. Îl avem și pe Gigi Mustață în direct cu noi. Dacă vrei să rămâi cu noi și să-l asculti și pe Gigi, ești invitatul nostru. Apropo de acest refuz care a venit spre FCSB cu meciul Rapid cu FCSB. Te salutăm, Gigi. Bună ziua și dumneavoastră și invitațiilor și salut și pe Liviu. Da, este și Liviu în direct cu noi. Ne spunea Liviu că, din păcate, pentru fotbal, meciul Rapid cu FCSB în ultima etapă nu se joacă pe arena națională, cum au propus cei de la Rapid. Care e poziția ta a liderului galeriei celor la FCSB? Eu, dacă se juca pe Național Arena, vă gândiți că noi luăm contact între noi, că noi de viața de zi cu zi mai suntem și prieteni. Și evident, dacă nu am vrut să comentez pentru că atâta timp cât Liviu nu m-a sunat să-mi spună, băi, uite, jucăm și condițiile noastre sunt astea sau ale voastre sunt astea, îți dai seama că eu n-am luat în calcul acest lucru. Și știam, eram 100% că nu... Eu știu opinia și știu părerea lui Liviu pentru că le convine mai mult să joace pe Giulești, stadionul lor acolo, presiunea este mare, creată de suporteri, creată de galerie, creată de el și îți dai seama că nu le convenea să vină să joace pe Național Arena într-un fel sau altul să joci. Gigi, poate nu știi, au vrut să joace pe Arena Națională cu voi. Ascultați-mă puțin. Da. În momentul în care vrei să joci, și eu știam opinia lui Liviu, da? Vrei să joci, te duceai frumos, depuneai cerere la primărie, te duceai frumos, depuneai cerere la LPF și totul era ok. Dar aici Liviu știe mai multe, eu nu pot să comentez. Păi ne-a spus că cei de la FCSB, conducerea clubului, au refuzat reciprocitatea pe care șefii Rapidului au propus-o pentru returul pentru meciul din play-off dintre FCSB și Rapid. Nu știu cine de la FCSB a refuzat să se joace meciul acesta pe arenă? Nu știu dacă este adevărat, nu știu dacă s-a discutat la nivel de conducere. Nu știu absolut nimic. Poate voi afla în cursul zilei de azi sau mâine. Dar nu știu. Eu spun cu siguranță că s-a discutat pentru că eu nu te-am sunat pentru că tu ai avut dreptate în decizia ta să ne dai sus la Cucurigu biletele. Eu ți-am acceptat-o și m-am prezentat la meci pentru că eu ți-am dat cuvântul că îți voi da toată peluza în Giulești. În momentul în care pe mine conducerea m-a blocat, noi având abonați în sectoarele din peluză unde eu ți-am zis ție că îți dau, știi destul de bine discuția noastră. Da, a fost blocat de către conducere, eu acum le-am spus la conducerea aceea, băi băieți, mergeți, vorbiți cu Valia Găseală, înțelegeți-vă, eu vreau doar să semnați acte. Eu vreau să faceți totul în litera legii, pentru că nu organizează Bocchiu sau Mustață meciurile corect pe stadioane. Noi ne vedem de galerie, noi ne vedem de atmosferă, noi avem treburile noastre pe stadion. Și i-am spus lui Daniel Nicolae s-a ocupat, a făcut toate actele, am înțeles. Și am înțeles că domnul Argățeală ar fi refuzat reciprocitatea. Și în contextul ăsta... Mă gândesc să nu cumva să fie... Eu am vrut să-ți dau peluza toată, de jos până sus. Liviu, să nu cumva să fie vreo discuție, că din ce am înțeles și eu așa, dar nu știu dacă s-a ajuns la
Dacă tu îmi spui că s-au discutat între ei, posibil asta. Sigur că au dus oamenii cu actele să le semneze. Faptul că e posibil ca să nu se fi gândit că, vezi, Doamne, numai pe timpul play-off-ului. La asta mă gândesc. Nu, am spus acum etapa viitoare în care noi ne întâlnim în ultima etapă din sezonul regulat. Da. Din sezonul regulat și să se semneze și turul când vom juca cu voi în play-off. Și da, uite, nu s-a vrut. Am înțeles că nu s-a vrut. O să iau și o legătura cu conducerea și vedem ce. Dar eu știam clar că tu nu o să accepti niciodată, nu o să accepti să se joace pe Național Arena, pentru că știu foarte bine ceea ce am vorbit și noi odată, că nu o să-ți convină niciodată să joci pe Național Arena, atâta timp cât poți să creezi la voi pe stadion, să creezi o atmosferă frumoasă și să vă încurajați echipa. Nu e exact problemă, Cicane, că eu creez și pe Național Arena, la mine nu e o problemă asta. La mine problema a fost doar să facem actele de reciprocitate. Da, asta era o chestie. Pentru că, uite, ce am pățit cu Dinamo, la fel, eu m-am ținut de cuvânt, le-am rezolvat tot ce a fost de rezolvat și după aia ei... Da, știu. Știau copiii pe tine, să-mi dea sus la ultimul inel. Acolo a fost altceva, că am aflat și eu discuția voastră între băieții de la Sud și n-au ținut-o ceilalți. Păi, da. La mine tu știi că eu întotdeauna am să militez pentru spectacol pe stadioane. Nu goleneală, ci vagabonteală, că alea sunt fumate de multat. Da. Noi mergem să ne susținem băieții, îi din partea mea, tu aveai peluza de jos până sus. Da, Liviu, Gigi, mai există vreo șansă totuși, după ce va discuta și Gigi cu cei de la FCSB, cu Valeriu Argăseală, că acest Rapid FCSB de peste două etape se joace pe arenă? Păi după cum v-am spus, conducătorii trebuie să rezolve situația și să anunțe ei public, important pentru că este normal. Important este să ne încadrăm în timpul ăla ca să poată să facă... 10 zile, da. Adică până joi, Gigi, probabil meciul va fi duminică. Gigi, tu vrei să joace pe arenă? Păi de ce să nu convine pe arenă? Păi pe arenă, normal, că o umplem noi. Noi venim acolo. Deci, acum nu mai contează. Fac anunț, toată lumea online, să ia bilete și asta este. Ne convine, jucăm acasă. Trebuie să rezolvați cu domnul Argăseală, cu cei de acolo. O să iau și eu legătura în cursul zilei de astăzi sau mâine dimineață, o să merg la bază și o să discut și eu despre ce este vorba. Domnilor, mulțumesc mult de tot. Să vă încadra în timpul ăla. Da, să vă încadra și cele 10 zile. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă tuturor. Numai bine, mulțumim. Mulțumim lui Gigi Mustață, mulțumim și lui Liviu Ungurean pentru aceste clarificări.